Ce faci dacă ți este foame la ora 2 dimineața? Ei bine, în jocul acesta te duci la o pizzerie și de data asta avem aici pizzeria monștrilor, așa că nu uita să apăsați butonul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte jocuri de acest gen. Mi s-a părut foarte interesant că folosește monștrii din Dark Deception, dar a făcut ca un fel de story, ceea ce e interesant pentru că tu ești cel care trebuie să-i servească pe monștri în jocul acesta. Deci hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri, hai să vedem și poate mai găsim jocuri interesante. Jocul acesta este de pe Game Jolt, dacă vreți să vă jucați și voi, o să vă lăs link în descriere, e gratis, așa că hai să vedem. Bine ați venit, domnule, eu sunt Chef Monkey și mă bucur că ai acceptat acest job. Da, de fapt nu ai acceptat acest job, acum o să lucrezi forțat pentru noi. Pizzeria noastră este foarte bună, face pizza delicioasă și jobul tău principal va fi să faci pizza pentru oamenii care stau la linie, acolo la coadă. Dacă faci ceva greșit sau nu faci pizza la timp, oamenii nu vor fi fericiți. Și bineînțeles aici el vorbește despre oameni, dar noi nu sunt oameni. Ok, sunt monștri. Și ce fac monștrii dacă nu le duci pizza la timp? O să vedem, bănuiesc. Tutorial? Ce mai vrei și tutorial? N-avem buget pentru așa ceva, așa că poate data viitoare. Bun, ne întoarcem la subiectul principal. Bineînțeles o să trebuiască să faci pizza și să nu întârzi. Asta sună înfricoșător. Sună înfricoșător. Am pornit. Ăsta suntem noi aici frumos. Hai, primul client. Cine mai dorește? Cine mai poftește? Ai de capul meu. Uite cine comandă pizza la mine aici la magazin. Ok, hai să vedem. Deci avem așa prima pizza. Punem niște de asta, punem niște de astea așa frumos și o băgăm la cuptor. Fiți atenți cum băgăm noi pizza la cuptor. Ia intră mă acolo, hai. Perfect. Asta, mamă, dar și asta arată fricoșător și are două cuțite în loc de mâini. Nu contează. Noi lucrăm aici pentru monștri. Luați, haideți, următorul. Cine mai dorește, cine mai poftește? Aici la pizzeria monștrilor. Iuleo, cine e ăsta? Uite cât de urât se uită la mine. Și vă dați seama că dacă nu îi dau pizza la timp, vă puteți imagina ce se va întâmpla, da? Adică nici mai trebuie să vă mai zic. Bun. Hai să vedem, intră pizza în cuptor, se face frumos, frumos. Probabil o să aflăm, că nu știu dacă o să fac față. 12 secunde, mamă, dar destul de repede vrea să mănânce. Le e foame, frate, și e noapte, se vede că e noapte. Fapt, dimineața, mai bine zis. Hai, următorul. Iuleu, ăsta cine mai e? Mamă, cât de urât e. Bun, hai să vedem. Rapid, rapid de tot. Bun. Punem aici niște sosuri, niște pepperoni. Intră acolo și cred că am să pregătesc o pizza, știi ce, în caz de mai vine următorul client, o punem deja la făcut. Nu contează că s-a dus pe jos, așa este în restaurantul acesta, totul este complet în regulă. Hai să o iau pe asta, să o duc. Așa, perfect. Și o punem pe asta la altă. Bun, hai să vedem. Ia uite, mă, și un iepure de data asta. Bă, ăsta e iepurele ăla criminal, cred că. Da, ăsta e iepurele criminal. Dar e bine că am făcut pizza din timp. Nu, ia de aici. Mai am? Nu mai am pizzauri. Îmi trebuie să mai livreze aluat. Și vine aluatul pe acolo, pe sus, dar aluatul nu am momentan. Nu am ce mă sperie. Bă, mă sperie când vin ăștia așa, Doamne ferește. Ce s-a auzit? Ok, m-am speriat că s-a întâmplat ceva. Ok, mi-a livrat aluatul. Hai să punem rapid aluat. Bam, niște peperoni și intră la făcut. Vreau să zic la grătar, dar mi-am dat seama că pizza nu prea merge la grătar făcută. Poate, nu cred că. Mai degrabă la un cuptor de ăsta specializat de pizza ar merge. Hai să facem repede. Sunt curios cine mai vine. Dar ok, ok, nicio problemă. Momentan ne descurcăm cât de cât. Problema e că nu-mi dă suficiente blaturi de pizza. Adică, nu știu. Bă, mi s-a făcut poftă de pizza. Acum ia scrieți în comentarii fiecare ce fel de pizza mâncați voi. Ce se întâmplă? Bă, nu mai dați aici! Ia uite pe ăștia! Bă, călmați-vă! A venit și porcul. Ok, deci le e foame foarte tare. Le e foame foarte tare și trebuie să ne grăbim. Ok, o pizza l-a făcut. Mamă, bă, așa face lumea când le e atât de foame? Nu cred. Bă, cam foame vă e. Hai că am scăpat de unul. Am scăpat de unul. Hai și al doilea. Hai și al doilea, hai și al treilea. Unde este blatul de pizza? Că nu mai este. Da,
N-am blat de pizza și ăștia vor sparge teșgheaua. Am nevoie de un blat, vă rog. Doamne ajută, Doamne ajută. Bun, 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 bun. Ok, intră, intră, intră. Bun, perfect, perfect. Nu mai faci așa. Hai, repede, 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 te rog, te rog, te rog. Ia de aici și lasă-mă. Uite ăsta. Mamă, rățușca asta o țin minte. Cine ține minte din Dark Deception? Nu ne-am mai jucat Dark Deception. Știu că a apărut chaptere noi, dar știu că era foarte, foarte greu jocul ăla. Nu știu dacă ați mai vrea să mai încercăm Dark Deception cu jocurile noi. Ora 6. E cam FNAF? E cam FNAF? Trebuie să ajungi la ora 6? Sau care-i faza? Cred. Ok, prima noapte. Prima noapte. Next. Hai să vedem. Ce ne zice aici? Bun, ai reușit. Văd potențial în tine. Cred că o să ne aduci o grămadă de bani. Dar, bineînțeles, ar trebui să te întorci la treabă. Mâine este încă o zi de muncă. Trebuie să te odihnești. Ne vedem mâine dimineață. Oh, nu. Oh, nu. Ce o să se întâmple acum? Iepurele. Bună ziua. Bine ați venit aici la pizzerie. Bă, dați un nume la restaurantul ăsta. Pizzeria monștrilor, i-am zis eu, dar acum nu știu, poate aveți voi o idee mai bună. Pizzeria cu livrare dimineața. Habar n-am. Ok, stai să punem rapid sosurile. Punem rapid sosurile și... No, nu te bloca. Are un bug jocul ăsta, se blochează pizza uneori. Am reușit să nu o fac să se blocheze de prea multe ori. Dar dacă nu ești atent, ți se poate bloca pizza acolo. Bună ziua, bună ziua, domnule porcușor. Hai să vedem. Și dacă o să încerc, deci dacă reușesc, mă descurc atât de bine că nu o să vină ăștia peste mine, o să încercăm totuși să vedem ce se întâmplă dacă ar veni. Dar nu cred că o să mă descurc atât de bine, pentru că nu mai am aluat. Și dacă nu mai am aluat, de unde mai fac eu pizza? Iată că a venit unul. Jbang, jbang. Îmi place că arunc pizza direct în cuptor, adică e așa cu skill. Și vezi, are un timer deasupra capului. Nu știu dacă are importanță dacă îi faci pizza în timerul ăla, dar posibil să fie, pentru că pare că devine din ce în ce mai greu. Pare. Devine și găina asta. Aștia-s din chapterele noi. Eu personal n-am jucat chapterele astea până acum. Bă, dar n-am blaturi, mă. Cât de greu vine pizza. Probabil e făcut intenționat ca să te... să te inducă puțin în teroare. Ok. Treci acolo, tu vin cu mine. Ia de aici, mamă, mai avea 7 secunde, deci trebuie să fim foarte, foarte rapizi. Dar următorul care vine... cred că nu mai vine. Următorul care vine are pizza deja făcută. Deci am fost super pregătit, ia de aici. Și nu mai am blaturi. Nu știu că e bine, oh, nu. Asta arată creepy rău de tot. Asta arată creepy rău de tot și nu am blaturi iarăși. Îmi dai niște blaturi, te rog? Mamă, cum arată ăsta, glumești? Vreau și eu niște blaturi, dacă se poate, mulțumesc. Mamă, 17 secunde. Repede, repede, repede. Haide, haide, haide. Câte secunde? 9! Nu cred că ajung, nu cred că ajung. Hai, 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 hai. Mamă, 3 secunde mai avea. Vai, vin aia mulți. E unde e acum? Mă, terminați-o. Unde-i, mă? Unde, unde-i pizza? Unde-i pizza? Unde-s blaturile? Unde-s blaturile? N-am blaturi, frate. N-am blaturi, voi înțelegeți? Trebuie să-mi livreze blaturile mai întâi. Ăștia nu înțeleg, frate, că aici treaba nu e chiar așa. Adică dacă ți-e foame și n-am marfă, nu pot să-ți dau. Ce să-ți dau dacă n-am marfă? N-am marfă, frate, nu am. No, nu te bloca. Ok. Hei, știi ce? Asta a fost pe jos. Ca să știți, ca să știți, da? Ok, a fost pe jos. Bă, vă bucurez de ea, ce să zic. Numai n-am blaturi suficiente, frate. Uite și tu, eu le arunc în cuptor direct. Treci acolo și fă-te pizza. Da. Da, 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 da. Problemă, problemă, problemă. Sunt curios ce se întâmplă dacă o să vină peste mine la un moment dat, dar nu vreau să încerc încă. Aș vrea să mă descurc mai bine. Oh, nu. Ha, mă, dăm blatul ăla.
Sper să ajung, să apuc să... Oh my god, uite cât mai are! Hai, dă-mi pizza aia mai repede! Dă-mi-o! Wow! Nu-mi vine să cred că am reușit să scap de ei. Mai avea foarte, foarte puțin și mă prindeau. Deci... Ok, tu? Ce vrei? Ca toată lumea, bănuiesc că avem un singur model de pizza, adică n-avem mai multe. Dar, hei! Bucură-te de această pizza minunată. Bă, și acum, sincer să fiu, n-am mâncat nimic azi. Chiar mi-e foame și acum chiar mi-e poftă de niște pizza. Deci, sincer, mi-e poftă de niște pizza. Yes! Am trecut iarăși noaptea asta. Oh, bine! Deci, practic, de la ce oră, mă? Începe de la 1 dimineața și până la 6 dimineața. Vedeți? Yes! Delivered customers 6? Și mi s-a părut că am avut mai mulți, având în vedere că au venit și 3, dar nu, cred că au venit 3 atunci când băteau. Și după asta au mai venit încă 3 separat. Cred că așa a fost. Ok. Hai să vedem. Bună ziua, bună ziua. Ce mai doriți, ce mai poftiți? O pizza bănuiesc. Ca și toată lumea. Ce se întâmplă dacă îi dau doar sos? Vreau să îi dau doar sos. Îi dau doar muștar. Ia de aici. Nu vrea. Am zis să încerc. Mi s-a părut amuzant. Nu, am pus pizza goală la cuptor. Ce-am făcut? Nu. Sigur nu o să-i placă. I-am dat pizza goală. Ce se întâmplă? S-a oprit. S-a oprit? Dar nu știu de ce s-a oprit. Dar a venit după mine. Băi, de ce m-a speriat? Mamă, s-a supărat rău de tot că i-am dat pizza goală. Mamă, sări pe mine. Bă, ce a fost asta? Nu cred așa ceva. Next. Do you want to play? Da. Mamă, frate, deci s-a supărat într-un hal că i-am dat pizza goală. Cred că fiecare... caracter are un jumpscare separat, diferit față de ceilalți. Da, tot tu vin cu aceea. Ok, hai că de data asta am să-ți fac pizza bună, ok? Nu mai fi atât de supărat. Domnule găină. Ok? Stai acolo liniștit că stai bine. Puh. Ia de aici și lasă-mă în pace că nu mai pot. Stai, deschid cuptoarele ca să fie pregătite, știi? Acum nu știu de ce e focul ăsta aici. Gen, pot să pun la foc aici? Nu merge. Și trebuie să pui la cuptor obligat forțat. Cine vine? Porcușorul. Ok, domnule porcușor. Oh, nu vin toți acum. Am dat la unul și a plecat. Ok, sunt doar doi. Iarăși vin peste mine ca nebunii. Ok, deci trebuie să le faci pizza cum trebuie, gen cu ambele și cu pepperoni și cu sosul și cu tot ce trebuie. Dacă le faci doar cu ceva, se supără și nu le place și n-am. Se oftică pe tine și intră peste tine. A, după cum ați observat de altfel, a spart ușa și a intrat peste mine. Hai că nu trebuie să mai zic eu nimic. Na, ia de aici. Asta e creepy rău de tot. Te duci să fii și tu la restaurant și vine asta să-ți ceară de mâncare? A, păi m-am dus. Îmi dau demisia, salut. Dar nu avem pizza. Asta e un pic nasol, că dacă rămâi fără blat, nu e vina ta. Știi? Și practic, uite, mai are 10 secunde, deci trebuie să te grăbești foarte mult, că dacă nu, intră peste tine. Na. Deci nu prea e vina ta dacă nu reușești să faci la timp, pentru că blaturile efectiv vin random. Adică n-ai un timer specific. Efectiv, n-am blaturi. N-am cu ce să fac pizza. Ăla degeaba a venit. Dacă nu mi-a dat blaturi, ce să fac? Uite, 24 de secunde. Abia acum îți dă blat. Deci durează puțin până când poate să-ți dea blat să poți să faci pizza. Dar na. Mie personal îmi place pizza făcută în casă. Aia mi se pare cea mai bună pizza. Nu, frate, nu aia cumpărată din oraș. Nu, mă, frate, deci să o faci în casă. Faci aluatul în casă, faci... Aia mi se pare cea mai bună pizza existentă. A venit doctorița, mamă, cu câta seringa. Hai să nu testăm. Să nu testăm trebușoara. Nu am blaturi, ce să fac? Aștept. Haide, că dacă nu, vine și-mi face injecție. Și nu vreau.
Gata. Uitați-vă, uitați-vă cât de mare e asta, glumești, cât acu are. Bun. Treci pe aici, ia de aici și mai avem vreun blat? Cumva nu mai avem. Om, dar se duc blaturile astea super mega rapid. Super mega rapid se duc. Ia să vedem. Când o să vină următorul rush hour, adică vin ăia foarte, foarte mulți, cred că am să-i las. Să vedem ce se întâmplă. De curiozitate, pentru că până la urmă observați că noi ne descurcăm destul de bine. Adică dacă ar fi să continuăm așa, nu știu, cred că pot să continui la infinit. Habar n-am cât pot să continui. Dar totuși aș vrea la următorul rush hour să-i lăsăm să intre. Să vedem ce se întâmplă. De curiozitate. Dar asta este joculețul. Uite, uite că vin. Asta este joculețul. Interesant. N-am ce să zic. Dar uitați-vă. Deci așteptăm să treacă bara asta. Să vedem ce se întâmplă. O să intre toți peste mine. Cu siguranță. Nu le dau nici măcar o pizza. Nici măcar nu le fac o pizza. Ei să rabde. Să se oftice rău de tot. Ia uite iepurele ăsta. E mare boxer. Găina asta dă cu picioarele. Ok. Și ăsta dă cu ce? Dă cu pumnul. Am înțeles. Deci porcul dă cu pumnul. Ăsta e mare boxer. Profesionist. Și ăsta dă cu picioarele. Că de altfel găina când mi-a dat jumpscare-ul ăla aș sări cu picioarele, cum ați văzut. Da. Ce pot să zic? Să lucrezi la un restaurant și să vezi chestia asta, direct îmi dau demisia. Deci direct îmi dau demisia. Salut, la revedere, nici mai vreau să lucrez acolo, pa. Dar se pare că dacă te ascunzi în colțul ăsta de aici, ăștia nu poate să vină aici. Nu știu, asta am observat eu. O să încercăm chestia asta. O să încercăm să vedem. Că sigur o să intre peste noi. Și n-avem ce să le facem momentan, dar o să intre peste noi, aia. Ok, da, să-mi spuneți cu Dark Deception dacă vreți. Poate să mai încercăm niște chaptere, deși sunt foarte, foarte frustrante. Țin minte că era destul, destul de enervant. Poate o să încercăm, nu știu, vedem. Nu vă promit nimic încă, dar rămâne de văzut. Deci s-a spart ușa și fiți atenți că nu intră nimeni aici. Ia mă, dacă ies din locul ăsta. Ia uite-l ia! Deci am găsit un safe space unde nu poate să vină nimeni. A, și vine doar iepurele, s-au decis, au zis, bă, m-am dus și eu data trecută, a zis găina, și porcul a zis, bă, du-te tu, iepure. Și uite, fiți atenți, cu cât mă apropii, mamă, cât de creepy este! Ok, până la urmă o să trebuiască să ne ducem lângă el. Ia că mă poate, mamă, frate, deci fiecare are animația lui unică. Super mișto chestia asta, mi-a plăcut cum a făcut jocul, bineînțeles, modelele și toate astea sunt luate din Dark Deception, dar... Are, frate, n-am ce să comentez. Mi s-a părut o experiență foarte, foarte interesantă. V-am zis, o să vă lăs în descriere numele jocului, dacă vreți să vi-l luați și voi. Eu l-am luat de pe Game Jolt, parcă Game Jolt sau Itch.io, ceva de genul ăsta. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!